Proiectul Apetit Sănătos a fost lansat astăzi la Cluj-Napoca și se va desfășura pe durata 8 zile. La finalul schimbului de tineri se va realiza un cookbook, o colecție de 100 de rețete rapide și sănătoase din cele 5 țări implicate în proiect. În primul rând vom găti rapid și sănătos pentru tineri, cu scopul de a informa tinerii cu privire la gătitul sănătos. Medicii nutriționiști spun că prea puțină lume este îngrijorată cu adevărat de problemele de sănătate ce decurg din consumul de produse de tip fast food. În general nu știe nimeni să mănânce sănătos, sau foarte puțin știu să mănânce sănătos la ora asta, pentru că... E o situație ciudată, am folosit această expresie și o să o folosesc din nou, suntem într-un război nesfârșit cu industria și am senzația că suntem cel puțin într-o etapă în care industria a câștigat foarte multe bătălii. Deși susțin că nu prea obișnuiesc să consume produse de tip fast food, tinerii și copiii sunt clienții principali ai localurilor cu meniuri nesănătoase. De obicei nu prea mănânc din fast food pentru că știu că este mâncare foarte rea. Și părinții mă tot atenționează că nu este sănătoasă și nu mănânc de fast food. Cât de des consumați mâncare de la fast food? Destul de des. Da? Și de ce preferi mâncarea aceasta în locul mâncării gătite? Că e mai bună. Cât de des mănânci din fast food-uri? Păi cam o dată, de două ori pe lună. Și de ce preferi mâncarea aceasta în locul mâncării gătite? Păi mănânc și mâncare gătită, dar când mama nu are timp sau când stau la școală mai mult, atunci nu am ce să mănânc altceva. La finalul proiectului Apetit Sănătos din Cluj se va organiza o sesiune de informare cu degustare în cadrul târgului pentru un viitor sănătos care va avea loc duminică la Casa de Cultură a Studenților.